singur, mereu, mereu, mereu singur. Tu erai plecat la cumpărături. Ți-am zis întotdeauna, e pe net, albumul ai pe net, dar tu... Nu, mă, nu, 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 nu și nu trebuie să-l cumpărăm, trebuie să trăiască și artistul ăla din ceva, Toma! Cât ești tâmpit? Tu știi că pirateria asta căcăcioasă o să-l facă să-și ieftinească concertele și o să-l vezi live, omule, la tine în oraș, de ce ești prost? Ok, și dacă ăla-i timonat și tu și pe mine și pe mine și pe ăla și pe ăla-i piratăm acum, păi o să-l facă pe artist să-și ia și mai mult în casă. Toma! Nu să mai iasă nici măcar la colț să-și cumpere țigări. Tu nu înțelegi că prin comportamentul ăsta tău irresponsabil poți influența viitorul produselor lui muzicale! Tu... Știi ceva? Ești prost. Adică acum în cazul ăsta să ne purtăm cu mânul și acum o singură dată. Dă-mă tu o singură dată, de dragul meu, please! Ia suta mea oară! Bine, du-te și cumpără-l dacă vrei să trăiască ăla și să fie superstar. Și nici măcar să nu-i pese de tine când cântă cântecul ăla. Ok, 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 dar dai și mie niște bani pentru chestia asta? Ei, uite, vezi, aici văd, eu văd altfel lucrurile, da? Da? Ok, ok. Pentru când scrii la romanul ăla de 2 ani! De 2 ani! Te gândești pentru cine scrii, spune. Că ești cel mai ieftin șantajist. Dar nu poți să-ți refuzi nimic, nu? Uite, ia bani. Ok, mulțumesc, Toma. Gata, gata, gata. Te declar ieșit din duminica, Tomi, vindecat, renăscut. Ieși, ieși, dracu, odată să nu te văd. N-ai să mă vezi. Dar ai să mă auzi, prostule. Și ai plecat zâmbind cu aerul meu de scriitor în devenire. M-am uitat lung în urma ta și am spus, sperând că ai să mă auzi pe scări în jos. Ai un zâmbet tâmp de zambilă. Mereu stai în casă, ți-am spus, m-am săturat să văd că numai tu înțelegi pe alții. Ei când o să te înțeleagă pe tine, fraier? Eu simt că nu mai poți tăca la spate. Încerc mereu să-i înțeleg pe toți. Dacă nu erai tu, aș fi plecat din locul ăsta. Nu știu, oriunde, undeva departe. Bine, bine. Și ce crezi că în altă parte oamenii m-au tot două mâini, două picioare și o singură pulă? Ți-am zis să nu mai citezi fals din mine, ca și cum ai pretenția că mă cunoști mai bine decât mine, da? Încă o fază ca asta și te-am zburat de aici. Mai zburat de aici. Ai început să vorbești ca maică ta, ca taică tu și ca tot neamul tău căcăcios. Și încă te mai pretinzi artist, scriitor! Te rog, te rog, te rog, oprește-te, bine? Uite, am să plec eu dacă tu nu trăi. Am să-mi strâng eu frumos toate lucrurile și am să plec și să văd eu cum trăiești fără mine. Vorbesc cu tine, boule! Vorbeam acum cu tine! De ce nu încerci să fii mai blând cu mine? De ce mă pui mereu la punct? De ce mi-arăți că știi mai multe decât mine? Eu te-am învățat tot ce știu. Tu mereu păstrezi un rest de lume care să fii tu însuți. Mi se pare că cu cât mă apropii mai mult de tine, cu atât mai puțin știu despre tine. Iar tu nu faci nimic altceva decât să-mi controlezi viața! Te urăsc! Te urăsc! De asta nu mai pot să scriu nimic niciodată, pentru că ai tu un răspuns rezonabil la toate. Să pleci, da? Să pleci! Toma! Toma! Ba nu, am să plec eu. Am să plec eu și ai să pleci și tu din casa asta, pentru că în locul ăsta nu o să mai locuiască nimeni până nu o să vreau. Eu plătesc chiria ta și o să las să zacă gol apartamentul ăsta. Oricum, eu plătesc totul. Eu plătesc totul. Dragule, te-ai întors? Iartă-mă, am vorbit așa multe lucruri rele despre tine, te rog, îmi pare rău, uite, îmi pare rău, uite, n-am să mai spun niciodată nimic, te rog, țin la tine! Uite, să știi, mi se pare că e net superior cum se aude de pe CD, chiar ai avut dreptate, da. Uite, eu zic, când o să scoat albumul următor, trebuie să-l cumpărăm și pe următorul, ai avut dreptate. Auzi? Dar dacă îl scoteam în flac și convertam în MP3, nu s-auzea la fel? Iartă-mă, iartă-mă, sunt un dobitoc. We pass upon the stairs with broken walls and well. Although I wasn't there, you said I was his friend, which came as a surprise.
killed his wife, so I thought you died alone. A long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. But face to face with the man who sold the world. Filmarea chiar acum. Deci proprietarul sunt eu. Știți că există și legea 112/2006, da, care se referă strict la chestia asta. Eu fotografiam, nu filmam și da, cunosc această lege 120/2006, n-am acordul proprietarului. Dacă spuneți că știți legea asta 100 nu știu cât pe 2006, de ce mai filmați atunci, a? Aveți cumva acreditare? Iar dați-mi acreditare. N-am acreditare, e un proiect individual. Să vedeți, domnul, fără acreditare nu se poate. Și apoi, dumneavoastră v-ar conveni să vin eu așa, peste casa dumneavoastră, să vă filmez, să vă scot din propria intimitate, a? Și de ce? De ce filmați aici? De ce scop? A? E un proiect individual, da? E un album cu casa de epocă din București, da? Da? Păi și ce? O să-i apară casa omului în album, așa, fără să știe el? Da, dacă el nu vrea, mă! Dacă el nu vrea și se trezește cu poza casei în album, ce face acum? Nu o să apară poza fără știrea lui. Nu, ideea e să le fotografiem înainte să li se pună termopane și... A, ca la casa mea, nu? E tâmpă voastră, zi mă mai deștept să criticați mie... Băi, ONG-stule, tu ai idee câți bani am băgat eu în casa asta? A? N-ai să faci bani toată viața ta când ți-am băgat eu numai în termopanele alea. Ai habar, băi... Măcar dacă erau din lemn. Vedeți, bă, dă-te freza mea, ce aveți toți cu lemnul? A? Ce era hatare lemnul ăsta, mă? Ce aveți toți cu lemnul? Care-i treaba cu lemnul? Ia lămurește, mă, și pe mine, că nu știu. Bun! Hai, bă, că am glumit, bă. Ha, bă, te mai bă. Așa, stai aici, lângă mine. Hai, bă, că nu te mănânc. Na. Ia o gură. Nu vreau. Ia, bă, o gură. Nu vreau. Ia, bă, o gură, bă! Nu vreau! Bine, uite că iau eu primul, n-am. Hai, bă, iau o gură, bă! Da. E mișto, a? A, ce e mișto? Băutura. Dar ia jumătate, are ce bei acolo? Brachiu. No. Tărie. Da, bă, tărie, dar ce fel de tărie? Pălincă? No. Țuică? No. Șlipoviță? Habar n-ai. Jagermeister? Exact, habar n-ai. Coniac? Habar n-ai. Cum este mai mult alcool decât la tărie? Vodka, nu? Hidromel, pastis, gin, strong, grapă, licor de limesc. Habar n-aveți nimic de țara asta, bă. Aia e ceva, aia e ceva. Ceva ce bea bunicul meu la 80 de ani înainte să moară. Și ce bea răzbit?
Peppermint, asta era. Mă țineți varză. Bă, sunteți varză, bă, ce-ați învățat acolo la școală? Să beți și voi ceva ca lumea, să învățați. Beți numai pușiși de astea, bere ieftină. E absint, bă, împuțitule, bă, e absint, asta e băutul. Da, dacă n-am băut niciodată. Alo, engistule, generația internet, bă, virtuală, sunteți varză, bă. Ce să-ți spun? Hai, mă, dătesc! Hai, mă, poate vă ăsta să da, simt. Nu m-am gândit la nimic. Auzi, dar tu nu prea te ții bine din chestul. Să ți faci un pic la tine mai tare, așa, și gata, te-ai muia. Băi, ce-a ajuns țara asta? Dacă vezi tu o stere. Dar ia zi, o zi, spune. Băi, era mai bine înainte. Înainte când? Ai vei, și oimii patrii tot ai fost. Asta, da. Bravo, mă, vezi că știi, mă, că nu ești chiar prost de tot, mă. Dar ia zi, cont pe FB ai? Pe Facebook. Da, mă, Facebook, doar cu cartea cărții, mă. Am, da. Îți vezi cingetori. Tău pure, credea mea. Toma. Diseară îți dau poc. Lasă că te găsesc eu. Auzi? Zice, hai că mă cheamă pe afaceri, m-am cărat. Sticla. Sticla a fost o păstrez turbație, cadrul ăsta și sacoșele astea. Dar e așa, băi, era mai rău înainte? Las-o așa, las-o așa. Știi ceva? Ei, ia-i băi și pe ăștia. Că se golești tu pria. Dar vreți să fie tot de aia, da? Te-ți varză, băi, apar n-aveți de nimic, mă. Well, bad folks, though when they die, they don't go to heaven where the angels fly. Eu! Poate că nu sunt eu bun profesor de matematică! Ah! Oh! Da, domnule profesor, da! E dincolo de orice închipuire. Dar măcar am avut cele mai bune intenții. I-am zis, mă! Dacă nu înțelegi, spune-mi și ți-o explic de la început. I-am zis, mă! Uite, fă după model. O vezi pe Cristiana. Fă cum face ea. Și vă rog să mă credeți, ea nu-i mai deșteaptă decât el. Zi-mă, ce e în capul tău? Dar de ce nu ești atent la domnul profesor? Dar tu vrei să ajungi undeva sau vrei să stai mereu cu capul în nori? Credeți-mă, domnule profesor, eu nu știu ce să mă mai fac cu el. Domn profesor, o bate pe doamna profesoară. Toma, nu fii obraznic! Ei, vedeți, doamnă, tocmai despre obraznicia asta aveam și venit să vă vorbesc. Eu vă spun sincer, nu-i mai dau meditații. Poate să zică lumea orice. În sfârșit, un elev pleacă de la mine fără să fi învățat ceva. Sunt om în toată firea, doamnă, nu mai pot. Am ajuns la capătul nervilor. Deci, le dau tema și plec. Zi, zi, cum e asta?
ca să aștept să rezolve exercițiul. Credeți-mă, le-am explicat de 20 de ori, doamnă, și mă întorc și-l găsesc uitându-se pe fereastră. Și iar iau de la început să explic. Uite, domnule, cum stă treaba! Și dau la sfârșitul caietului ca să nu murdăresc pe curat. Și peste ce dau, doamnă? Dau peste asta! Profesorul de matematică suge. Eu asemenea vorbe nu le spun în casă. Copiii mei n-au auzit asemenea cuvinte în casă. Ce rușine mie este, doamne, ce rușine, Toma, o să ajungi un boschetar. Cereți scuze de la domnul profesor acum, m-ai auzit? Imediat! Toma, cereți scuze imediat de la domnul profesor. Lăsați, doamnă, copilul în pace. Eu am venit să-mi cer scuze. Dumneavoastră? Dar da. Pentru ce? Doamnă, e și rușine să recunosc. Dar da, l-am lovit. Nu mai pot. Cereți scuze de la domnul profesor acum. Ne. Poftim! Scuze. Lăsați, domnule profesor. O să am eu grijă să fie mai atent pe viitor. Doamne, eu vă stimez. Dar dacă se mai întâmplă odată o scenă ca asta, eu nu sunt responsabil. Habar n-are de matematică. Ce matematică? 7 ani de acasă îi lipsesc, doamnă! Lăsați, fac eu om din el, doamnă! N-ai plecat încă, nesimțitule! Le-am luat căpățânile de varză și le-am ghilotinat pe loc! Eu dacă aș fi avut un loc al meu, nu l-aș fi părăsit niciodată. Inside of me. And thank you for this beautiful song. This is Thomas. Thomas, be a good boy and listen. Fuck. Toma, 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 e un scriitor. Toma, 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 nu e muncitor. Toma, 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 e un scriitor. Toma, Toma, are care înțelugă. Toma, 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 e un scriitor. Toma, Toma, n-are viitor, n-are viitor, n-are viitor. Thank you, thank you, thank you, thank you, God. Thank you for this beautiful song. And now give him inspiration to write. Give this boy inspiration to write. Inspiration to write. He has no reactions. Please help him. What? Whoa! Na 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 na. Dar de unde ai luat banii, a? Hai zi! Iar începem aceeași discuție, ți-am spus din ce!
Păi de n-am anunțat nimic la meteo, zi, mă. I-am găsit. Pe cuvântul tău? Pe. Pe cuvântul tău, pe! Damnele tale de scap împuțit, atunci te eșeri asupra mea. Nu mă cunoști absolut deloc. Mă! Ți-am cerut-o vreodată să-mi cumperi chitară electrică, spune. Știam că-ți doreai o chitară electrică. Da? Bine. Atunci am să-ți cumpăr ție o mașină de scris. Așteaptă și ai să vezi. Nu am nevoie de nicio mașină de scris. Nu, dar ce-ți trebuie? Un Mac? Nu. A, un laptop atunci. Nu-mi trebuie, mă, niciun laptop. Dar ce-ți trebuie ție, mă? Nu am nevoie de nimic special. Special, pentru că tu ești tu, un om special. Bine că le trebuie altora. Și din ce le trebuie altora, tu te duci, te duci. Ok. Vreau să-ți dau cuvântul meu, domnule, că nu m-am putut. Am găsit banii și imediat m-am gândit să-ți cumpăr ceva ce știu că doreai foarte mult. Ai încredere în mine? Ai încredere în mine? Și spui că nu te-ai putut? Jur. Jur? Jur. Jur pe Istrati? Jur pe Istrati și pe Bleher la un loc. Ok, mersi! N-ai pentru ce? Toma, poți să intru pe contul tău de FB? Normal, ca întotdeauna. Știi, acum o să fac o pauză din cântat. Ce bine! Cine-i Vercingetorix? Ți-am dat Ted. Nu trebuia. De ce nu trebuia? Cine omul, mă? Zii, cine omul? Trebuie să vorbim despre afacerea noastră. Afacerea noastră? Scuze-mă, Toma, afacerea ta, poate vrei să spui a mea, nu? Cine mă, Vercingetorix? Spune! Mai te rog frumos, mă scuz, zi-mă cine-i omul. Unul, un barosan ăla care mi-a dat banii. Stai puțin. De ce ți-a dat ție cineva bani? Pentru că știi că sunt un scriitor și am nevoie. O, ce ești tu, mă? Un scriitor care are nevoie de bani. Păi tu scriitor? Tot el mi-a dat și sticluța de metal, de-ți place ție? Da? Ia-ți-o, mă, și bagă-ți-o în cur. Dacă nu ți-o bagat-o el, deci... Dar te oprește-te, te rog. Ok. Să știi, chitara am să mă păstrez. Chiar dacă ai pus la bătaie tot ce aveai mai bun în tine. Eu am muzica mea acum. Am concertele mele. Iar tu poți te duci la dracu și la milioane lui de cătea și să ascultați împreună, manel. Gata, să mă faci să-mi ies din fire! Tu nu înțelegi nimic din toate lucrurile astea. Pentru tine toată lumea e la fel. Știi ce vreau să zic? Știi ce vreau să zic? Nu trebuia, omule, nu! Cred că am o presimțire în
facă de el, dar nu trebuie să-ți facă de el. Uite, eu de fapt mă bucur că nu-ți place de el. Da, ok, ok, ok. Ca să uităm totul, să fie totul ca înainte. Am să-ți fac a doua albumul ăsta de la Sex Pistols. Cu autograful original, Toma! Afacerea noastră e ca o provocare pentru el. Afacerea noastră. Toma, văd ce tâmpene poți să-ți spui. Toma! 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 Deci nu-l ucid. Nu-l ucid. Și asta apreciez eu cel mai mult la tine. Toma! Acum nu mai putem scăpa, le are la mână. Te-ai propus tu ceva? Nu! Ce nu, ce nu, ce nu, ce nu! Știi, bă! Gata, mă, știu, știu, știu. Iar ai o stare de aia de-a ta de căcat. Nu știu, mă, nu știu, nu. Ce nu știi, mă, ce nu știi? Mi se pare câteodată în loc de creier ai un cartof. Sarafof. Mă lași! Gata, Toma, ai să vezi să fie bine, domniță. Crezi? Da, cred, sunt convins. Jur pe mare oară azi! Juri? Jur, mă, și pe poanei distrate. Da, mă, jur, jur, să mă apăr țara, neamul. Dar acum, gata, hai, întoarce-te, ne relaxăm, spate în spate, că dacă nu-ți trag una, hai, gata! Scris cât mă futeai tu la cap? Da, sigur, sigur, merită, merită. Normal, mă, că vreau, dar afacerea? Mai încolo. Ok. Hai zi. Așa, de aici. Da, Domnița, poți să te întrerup puțin? Da un pic de tot, pot? Da un pic. Ok, da un pic și mai mic, pot? Mulța trăiască, mulța... Da, joane, mana... LUPUNȚA! O piesă pe care am compus-o de când mi-ai dus seara. Toma, 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 trebuia să fie o surpriză pentru aniversarea ta. Să le trăiești anticipat. Sunt genial! Am talent la chef asta. I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. Your phrase, two ways, with the man who sold the world. Ți-ai drept cam grobială din partea mea. Cu toate că te așteptai în continuare de la mine la cel mult un cica la cap, pe voi este surprins. Îndrăznesc eu să anticipez. Știrea mea nu este doar una business-omană, așa cum te-am lăsat să crezi. Cititul oamenilor mi-a adus multe în viață și m-a ajutat să fiu om. Aș fi putut să mă mulțumesc cu asta. Și-ar fi fost de ajuns să mă îmbogățesc. Dar... sunt ceea ce sunt. Asta crezi tu despre mine. Voi încerca să schimb această părere despre mine pe cât se va putea. Nici măcar nu încerc să-mi depășesc limitele, așa cum educația ta ar fi dispusă să înțeleagă. Uită-te în ochii mei. Așa cum ai făcut-o atunci. Și înțelege. Eu așa aleg oamenii care să lucreze pentru mine, privindu-i drept în ochi. N-am dat creș niciodată, n-am să dau creș nici acum. Încă nu s-a întâmplat până acum în cariera mea, cum ai zice tu, ca cineva să-mi susțină privirile, nu cu șmecherie ca să mă facă la bani. Pe mine nu mă face nimeni la bani. Nu atâta vreme cât este vorba de banii mei. Mereu lumea m-a ocolit. Știe ceea ce pot face și
Nu vorbesc aici despre racheți. Cum ar zice tovarășii mei, n-ai dat un mancleală, deși datoria mea de cititor era să răsuncesc cuțitul în rană și să văd dacă te ține materialul să fii om. Și ai fost. Rămân între noi, nici măcar lui nevastă mea când îi cântam în strune. Nu i-am scris atâta ca să o cuceresc. Știu, te așteptai să spun, s-o vrăjesc. Eu știu ce am în buzunare și vrăjeala mea e acolo. Bani! Doar asta rămâne între mine și ea. Știu. Știu că n-ai luat atunci banii. Te-am urmărit pe fereastră și l-am trimis pe prostul ăla să te aducă mai mulți bani decât îți aduse înainte. Îi meriți? Și ai făcut bine să iei ochii te mai fizic! Am văzut link-ul cu afacerea ta și site-ul tău. Probabil că l-ai făcut la mișto împreună cu un prieten. Nici nu mai contează. Îmi place cum gândești și consideră-te intrat în lumea nemiloasă a afacerilor. Pentru stage one. Dă-i RTFB lui Mr. Pink. Nu contează ce mi-a făcut. Ăsta are o amantă. Urmărește-i. Fă-le poze. Și trimite-i de ei. Pe adresa utilizatorului. Pink. Nu. Pe adresa utilizatorului. Pusilit. Nu Pink Pusilit. Asta-i nevastă, să. Tu fă cum ți-am spus. Răspunsul se va vedea. Trebuie să fii dur, căci lumea nu te iartă. Te pup, al tău călduros, V. Pusă. Hai că nu. Era un om dintr-o bucată, ca tine. Ai deja 1000 de controcamplați în contul de pe site-ul tău, spor! Să nu se mai termine. Ok, am înțeles. Dar să știi că dacă nu veneam cu tine, te omorau gărzile, mă, te-ai înțeles? Hai sus! Hai, gata! Simt că în curând, dar să pot să scriu. Am visat aseară că adormisem în mijlocul unui deșert cu nisip roșu, sângerin. Da, ok, am înțeles. O fi fost sete. Era foarte seche și m-am trezit. Toma, gândește-te puțin, ți-am mai spus. Nu există. E de la șistul, de la rocă, nu există nisip roșu, Toma. Aveam iarbă în gură. Lumea mea se răsturnase cu susul în jos. E pentru ultima oară. Ultima! Puntului meu era sete și dragul de el m-a părât în gură fire grase de iarbă. M-am trezit. Totul în jur era un lan verde de grâu. Anunță-l că renunți. Lasă-l să o fac iar eu. Toma, gata.
aveam gura plină de spice verzi de grâu. Unele încă păstrau roa de dimineață. Ne descurcăm și fără bani, Toma. Îmi strâns gura până când seva verde mi-a colorat dinții. Era așa de sete. Soarele a dat negru deasupra mea și m-am drât atunci sub un copac. Ok, mergem la poliție. Era singurul copac cât vedeai cu ochii. Era un stejar umbros, ca un cer de noapte la solstițiu. Ți-e rău. M-am drât sub corana lui și m-am ascuns printre rădăcini. Era așa de bine. Pentru prima oară, după mult timp, m-am simțit ascuns de toate și am adormit. Dar bine te-ai gândit înainte să adormi? Uita cum se legănau spicele de grâu, ca într-o răsturnare de piese de domino, de la dreapta la stânga, de la stânga la dreapta. Cred că eram cel mai fericit om de pe pământ. Bine, nu m-ai găsit printre rădăcinile alea, nu m-ai găsit. Eram singur și nu mi-era frică. Plapele mele încă tremurau obosite și crengele mișcate de vânt, îmi strecurau în ochi lumini de diferite culori. Vreau să plâng, din tot sufletul îmi doream să plâng, dar n-am putut. Apoi am înțeles. Ce ai înțeles? În somn, lumea mea se răsturnase și îmi dădea ceea ce nu primisem niciodată. E banal într-un fel. Știusem întotdeauna că de desubtul nisipului crește iarba. Pentru că firele de nisip păstrează înăuntru lor amintirea firelor de iarbă de acum sute de mii de ani. E simplu. Am scos mâinile și picioarele printre rădăcinile stejarului și am văzut spicele coapte, aurii. M-am întrebat în visul meu lucid dacă n-ar fi posibil să visez franzele aurii lungi, legănându-se. Apoi! Odată, de două ori, ați judecat. Capul căzuse greu, cu bărbia înfiptă în nisip și atunci, secunda mea, ceva a scutit puternic de undeva, prin plapă, prin globul ocular, direct pe retină. O rază mai puternică, un soare mai mic, o lună rotundă. Am privit mirat luminița aia care dansa venind spre mine. Când s-a apropiat, am înțeles. Era o lamă de topori. Cineva venea să-mi taie copacul. Am început să plâng. Și m-am trezit. Că trebuie să plec. Nu vreau! Trebuie să pleci. Nu pot! Uite, am să te ajut eu. Tu ai o formație, trebuie să repeți. Și tu ai talent. Eu te-am pe tine, Kurt. Ai trimis pozele? Hai să treci la stage 2. Mi-am trimis cum am ajuns. Plec. Nu, tu pleci. Nu te superi. Iau parte de mine cu tine, tu ai să ajungi un superstar. Haide, mă. Ai grijă de tine, da? Să știi că o parte din visul tău seamănă cu videoclipul ăla de la Pink Floyd. Muzică și am intrat. Oh,
Am făcut sex cu două grase și un delfin pe la mine prin bazin. Da. Mi se întâmplă. Surprinde că-ți cunosc adresa? Surprinde-mă cu altceva. Candidez la președinție. Felicitări. Glumea. Colaborăm deja cu ea. Bă, nu i-am eu la valoare. Surpriză. Am cumpărat domeniul cu site-ul tău. Așa și... Mr. Bing era mine acasă, legat. Te așteaptă. Nu. Ba da. Nu, nu. Dar ce să mă joc? Site-ul tău m-a inspirat, acum gata. L-am făcut în joacă. Știu. Regula numărul 3 n-ai formulat-o niciodată. Ai sugerat-o doar ceea ce e suficient. Mă jucam. Stage 1. Fă niște poze și vei fi plătit. Stage 2. Fă puțin scandal și vei fi plătit. Stage 3? Omoară și vei fi plătit. Eu n-am să fac așa ceva niciodată. E site-ul meu acum. Pot să scriu ce vreau în el. În numele tău, firește. Nu mă forța. Știi? Eu visez foarte mult. Bă, copiii mei bea. Nu visez decât peisaje. Păi... Te aștept la mine acasă mâine noapte, la ora 10, împreună cu prietenul tău. O să facem o scurtă plimbare și vor fi și peisaje, cum vrei tu. Și stai doi? Oamenii deștepți ar de tape! Thank you.
acasă. Vine repede, până adori tu e bine. Nu mă minți? Te-am mințit eu vreodată? Te rog, eu ai grijă să nu strici, da? Că l-am luat din benzină și l-am luat pe sub mână. Adică se sumână. Adică nu erau suficiente piane pentru toți copiii din oraș? Și mama are o prietenă bună la magazin care a reușit să-l păstreze pentru tine. Da, tata, cu ce se ocupă? Tata are grijă de oamenii răi, ca să nu fugă și încearcă să-i facă la loc oameni buni. Tata este un om bun. Ca să-i faci pe oamenii răi să fie bun la loc, trebuie să fii un om bun. Și dacă nu vor? Ce să nu vrea? Să devină din nou bun? Deci tata bate oamenii la pușcărie. Mi-ai auzit tu așa o prostie? La școală. Dar tu îi crezi pe colegi sau crezi pe mama? Mama. Dar tu să nu crezi asemenea tâmpenii. Colegii ai tăi sunt răi pentru că tații lor sunt răi și nu vor să fie bună lor, da? Da, mama. Da, dragul mami, da. Dar dacă oamenii aceia răi nu vor să devină din nou bun, tata ce face? Nu știu. Stă lângă ei și roagă să se îndrepte. Înțeleg. Da, dacă se roagă și se tot roagă de ei și ei nu vor să înțeleagă, atunci tata ce face? Înseamnă că au alți prieteni răi ca ei în altă parte a țării! Prieteni, prieteni care îi susțin și le zic să nu cumva să deveniți buni la loc, că atunci venim noi și vă ajutăm. Și dacă nu mai sunt oameni răi în țară, înseamnă că ei sunt în alte țări. Și tata are suficient de multe. Înseamnă că am devenit și eu un om rău. Liniștește-te, dragule, tu nu ești un om rău. Hai, uite, lipesc eu cu aracet la loc, da? Dar mai târziu, nu? Dar dacă vine tata și mă vede și mă ia și mă bate? Tata nu o să te bate pentru atâta lucru. Dar atunci ce înseamnă să fii un om rău? Să fii rău? Da. Înseamnă să spargi multe, multe piane, unul după altul, până când nu mai rămâne niciunul. Și la mine ăsta e primul. Exact. Hai, gata, te rog, eu nu te mai smior căi. Da, te rog frumos să nu te mai smior căi. Da, mama, la școală ziceau că tata cu colegul din prima bancă s-a dus la locul de muncește tata pentru că avea piană în casă. Am zis să nu mai crezi tot ce se spune la școală, nu? Dar dacă a stricat un singur pian asus de ce l-am pedepsit? Dar tu crezi că taică-s-o stricase numai un pian? Înseamnă că am devenit și eu rău și o să vină tata și o să mă ducă din partea acolo de muncește eu. De ce nu vrei să crezi? Că nu ești un om rău, de ce nu vrei? Nu o să te ducă nimeni departe. Și chiar dacă o să vrea cineva să te ducă, nu te lasă tata. Mai degrabă o să spună că el a stricat pianul și o să se ducă el în locul tău. Dar nu vreau ca tata să-l
rugă din parte și să vină tata unui alt băiat să-l roage să te vină bun, că tata deja e bun. Dar de ce nu vrei să înțelegi că așa ceva nu o să se întâmple niciodată? Șela! Dar de ce mi-ai luat pianul? Zici să-mi ia pianul înapoi. Cine mă supăra băiatul? Ce pian? Despre ce pian e vorba? Ei, mofturi de-ale lui. Cred că l-am cocoloșit eu prea tare. Ia vină tu cu tata. Hai vină tu. Hai gata, liniștește. Dar vreau pianul înapoi. Ia vină să vezi ce ți-a luat tata. Hai gata, liniștește-te. Uite, tata ți-a luat un câine lup de aproape de o seamă cu tine. Ia hai să-l vedem. Ia uite-l ce frumos e, citește! Ia spune lui tata, ce vrei să te faci tu când ai să fii mare? Fosforau! Nu! Muzician! Nu! Zi după mine! Mi-li-ți-an! Bravo, deșteptului tata! Mua! Hai! Ce aer curat e la țară! Mă simt din nou sănătos ca în copilărie! Într-o gablă de pe mine e foarte ciudată. Uite, vezi că e chinea țară de acolo, de pe deal? Aia a fost casa părinților mei. Și acum privește aici tot un foto! Da, e foarte frumos aici. Mai câmpie de jur împrejur și măcar un singur copac nu vezi. Când eram mic, am avut un copac al meu. Stăteam cățărat în el toată ziua. Nu mă mai luai de acolo dacă mă suiam în el. Dar că nu mi-era tăiat. Păi bine, rămâneam cățărat în el și atunci... Nu! E ciudat tare aici, exact ca în visul meu. Visele sunt făcute numai... pentru proști și babe. După ce a murit bătrânul, am plantat alt copac în locul aluia. În curând, fiul meu o să se suie în el. Numai că eu n-am să-i mai taie. Uite! Asta-l tău! Aici poți să tragi și cu tunul, nu te aude nimeni. Totul e al meu! Mai că eu ți-am spus ceva. Top! Trebuie doar să aleg, da? Să aleg, da, să aleg. Gândește așa, e mai bine să scadă un gunoi decât să trăiești cu el. Crede-mă, n-a făcut nimic bun în viața. Nu mi-a plăcut niciodată să aleg, nici la vot n-am fost niciodată. Oamenii puternici n-au nevoie să meargă la vot, ca mine și ca tine. Eu sunt atât de slab. Nu ești slab. Doar că nu prea știi să te orientezi. Zici că... prietenul tău nu mai vine? Nu mai vine, nu mai e prietenul meu. Am încredere în tine. Ai mai tras cu arma vreodată? La Counter-Strike. Uite, un caz de aici. Îl armezi. Și atunci petrecați. E simplu. Eu am plecat. Să transmit ceva cuiva? Nu, mersi, nu. Știi ce? Să nu-ți pară rău că l-ai trimis pe la dracu. La vârsta ta, prietenii nu fac decât să te trădeze. Ai avut vreodată un câine al tău? Nu. Când o să se termine toată porcăria asta, am să-ți fac ca tu un câine lung. Crede-mă, e cel mai bun prieten. Eu am avut unul de mic.
taxează mai mult decât să tragi cu pistolul într-un gunoi. Ciao! Noaptea de 27 spre 28 decembrie 1989, cadavrul unui bărbat în vârstă de 35 de ani, decedat în urma unei plăci prin împușcare, a fost găsit pe strada Vladimirescu, aproape de parc. Trupul celui neînsuflețit, identificat ca Viorel Dumbravă, se află acum la morga spitalului. Ancheta e în desfășurare, toate pistele duc spre ideea că bărbatul este încă unul din eroii Revoluției. Dacă nu țipi, o să văd ce fac cu tine, da? Da? Muzică. Tu auzi muzică? Hendrix. Părăi distrati? Max Blecher. Ce prost ești! Era foarte dor de tine. Dar asta nu înseamnă că trebuia să apari, nu? Da, am încercat, dar m-am gândit că e nevoie. Așa, acum putem vorbi. De vreme ce ai venit, bănuiesc că știi că sunt în Dahat. Nu, poate. Ăsta cine e, Mr. Pink? Da, cred. Și tu vrei să tragi așa cu pistolul într-un necunoscut? Încă nu știu ce vreau să fac. Nu știu ce vrei să faci. De vreme ce ai venit aici, înseamnă că ceva rău vrei să faci. Nu știu dacă am să trag în el sau în mine. Stai puțin, Dumane. Tu ești un om lucid. Păi în el nu poți să tragi pentru că îți este necunoscut? Da. Dar în tine nu poți să tragi pentru că tu nu ai sânge. Da. Poate că am să trag în tine? Puțin, eu am muzica mea, am concertele mele. De asta am și acceptat să plec, să te las singur. Da, numai că tu nu poți sta pe curul tău. Nu, eu am venit aici pentru tine. Nu mai pretinde că vii să mă ajuți, mai mult mă încurci. Păi nu fi porc! În care mă aflu, fi din cauza ta? Nu am făcut nimic altceva decât să te ajut. Mai bine te întoarce în lumea ta și aia pretinde că vii să mă ajuți. Fii mereu cu căcatul ăsta de pretenție, de nevinovăție, că pe tine te-au făcut toți, inclusiv cu țipanca aia. Ok, gata, Toma, gata. Cred că ar trebui să plec eu. Muzica mea, concertele mele. Ai pe dracu! Ai să vezi chiar tu, Bert, când ai să-ți tragi singur un glonț în cap. De ce să-mi trag un glonț în cap? Ce? Nu știai? Oh, God! Please give him inspiration to sing! Mai face fața asta la mine. Asta e. Eu am muzica mea în concertele mele. Wow. Cred că ne-ai să răsplat dacă încerc să te ajut. Cu ce? Cu ce m-ai ajutat tu concret vreodată? Hai spune.
N-ai făcut decât să-mi întreții o stare nenorocită în care să te simți tu perfect! Nu vreau să mă împușc mai târziu. De fapt, nu vreau să mă împușc niciodată. Dacă aș putea, te-aș omorâ eu, te-aș ajuta eu, dragule. Uite! Tu o să faci ce știi tu mai bine. Iar eu o să fac ce știu eu mai bine.
mine și mă văd pe mine. Mai departe, prin țava pistolului. Ca într-o oglindă. Călătoresc de-a lungul țevii până ajung la mine. Înăuntru, în cel mai secret loc din corpul meu. Acolo unde n-a intrat nimeni din voi. Niciodată. Gândul meu se lipește de glonț și se ia la întrecere cu el. Îl depășește. Mă întreabă dacă poate să intre înapoi înăuntru unde e locul. Iată! S-a întors fiul rătăcitor acasă. Corpul meu este un continuu câmp de trage. Înăuntrul corpului meu este un labirint de carne în care sute de gloanțe trase de mult orbitează. Când se vor întâlni, mă voi ridica în aer ca mir de artificii multicolore și atunci... Nu știam că știi să bați la tobe. Știam mai de mult, deja am uitat. Știi? Mai de mult la Revoluție l-am împușcat pe taica meu. Se întâmplă. Nu mai puteam suporta, mi-a distrus viața. Lasă asta acum, te rog, lasă, uită. De atunci am mai făcut câteva chestii nasoale. Iartă-te. Ești singurul meu prieten. Știu. Tu auzi muzica de undeva? Nu ți se pare, de jur împrejur, nu e decât liniște. Dar o mare liniște.